Don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. Bună tuturor, eu sunt Janeaș, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vă arăt ce am cumpărat de mâncare astăzi. Voi trebuie să știți că eu m-am dus la supermarket să cumpăr avocado și niște șuncă și m-am întors cu 4 sacoși. Așa e de fiecare dată. Și haideți să vă arăt. O să vă arăt cam tot ce am luat, nu numai pentru dietă, pentru că oricum restul familiei mănâncă și altceva. Am luat două bachetele din astea, îi spune piept de pui, este șuncă din aia de pui, are 99 de calorii pe 100 de grame, grasuri 1%, 1 gram adică, carbohidrați 3,0 grame, proteine 19 grame și sunt super, super bune. Vedeți, ca să vedeți că astea îi plac la nebunie lui Mateo, sunt din pui, sunt făcute așa cu pesmet și lui Mateo este din pui și din curcan. Lui Mateo îi pun pe hârtia de cuptor, pun un pic de ulei peste și îi place de nu se poate. Mai departe, am luat iar prune din astea uscate. Are 500 de grame și are pe 100 de grame 216 calorii. Nu are zahăr, nu are absolut nimic înăuntru și le ador. Stați-mă că m-am dus să iau bonul. Să vedem dacă găsesc, să vă spun. De fapt, asta e 4,49 €. Faceți și voi ori 4 și vedeți în 1000. Astea 1,69 € bucata. Și prunele... Cât e prunele? Uite-le aici. Prune 2,99 €, 3 €. Dar sunt super, super buni. Aici am luat sare iodată. Eu prefer sarea iodată pentru că nimeni nu are nevoie de sare cu fără iodiu. Pentru că iodul este foarte important pentru glanda tiroidă. Glanda tiroidă are un rol foarte important în tot metabolismul corpului nostru și chiar și de copii, chiar și pentru copii e foarte bună sarea iodată. Mai departe, mi-am luat o dulceață, îi spune, de fichi. Nu știu, e biologică și fără zahăr, nu știu cum le spune românește. Dacă e, îmi lăsați voi în comentarii ce și cum. Dar vedeți, nu? Să vede. Îi spune românește. Așa, mă, mai departe. Am luat spanac. Asta costă 99 de centezimi. Le place la bebici foarte mult. Mama a luat aici niște pâine, îi spune pâine arăbească. Ia să vedem cât costă pâine arăbească. Pâine arabă, uite-le aici, 1,40 €. Am luat niște fragi, ăsta era 1,79 €. Rasperies. Le ador, îmi plac la nebunie. Mi-am luat dovleac. Ăsta e dovleac așa făcut în bucățele. Era 1,60 € parcă sau 69, în fine. Și pe ăsta îl fac la cuptor. Pun pe el niște speții, adică rozmarin, bazilică și așa mai departe. Și un pic de sare și e bun de mori. Îl ador. Și cu o bucățică din asta să-mi dau pe față, pentru că îți face fața foarte moale, foarte mult să faci mască de dovleac. Aici am luat făină de cocos din ăla uscat, pentru că vreau să încerc să fac și niște dulciuri dietetice și am în minte câteva rețete care sunt super, super bune și fără, cu puțin ține calorii. Aici am o stai mă, așa. Am o cutie de carciof, adică de anghinară
Sunt bestial, îi fac în tigaie cu apă, usturoi, pun capacul. Asta era 2 euro și ceva, 2,60 mi se pare. Aspar, nu. În fine. Stai că e o grămadă pe lista asta și vă dați seama că... În fine, era 2,60 parcă, că era și în ofertă, ceva de genul ăsta. Uite, vă lui găsesc. În fine, hai mai trecem mai departe. Aici avem nuci. Nuci din alea decojite, sau cum le spune, fără coajă. Aici, ăla, nucile costă 1 euro și vreo 30. Aici avem semințe de dovleac, 99 de centesimi. Trecem la a treia pungă. Și în a treia pungă avem alte nuci. Alte nuci. Aici avem crembuști. Crembuști nu costă mai mult, 1 euro și ceva. Aici avem alune, cremuștii pentru copii, eu nu-i mănânc, ei le place mult. Aici avem castane, Rosela îi place la nebunie castanele. Castanele costă o grămadă bani, mi se pare. Ia să vedem cât costă castanele. Acolo geră, nu, în prima sale, banane. Banane am dat 1,54 euro. Castane, 2,60 euro. Și are, câte are? Astea sunt deja coapte, le mănânci așa ca pe... cât are, mă? Nu văd câte gramaje. În fin, și le mănânci așa ca pe... capalul. Mai departe, aici am mozzarella pentru pizza, pentru că mama le face mereu pizza la ăștia mici acasă. Eu prefer pe light. Aici avem migdale fără coajă. 6 euro și ceva. Aici avem alune din alea de pădure, astea costă 2 euro și ceva. 2 euro și aici, mi se pare. Aici sunt fructe de pădure coacăze, dale sau nu știu cum le spune, uscate, castafidele, așa. Sare, ăsta e de la mare, că la lampul era de la finu. Asta este pentru mine, este brânzică de vaci, caș. Primul sale, are 205 calorii pe 100 de grame, 15 de gras și restul proteine și așa mai departe. Îmi place câteodată mai mult la prânz, mi-am luat două. Astea costă 1 euro și primosale 95 de centesimi pentru că era în ofertă. Iar alte nuci, astea mănâncă și mama că e în post și a luat și alune aici, 99 de centesimi. Astea sărate eu nu le mănânc. Și aici avem brânză, și a luat-o pentru ei, că eu mănânc mai rar decât o mănânc. Mai departe, mi-am luat un ăsta de asparagus, cred că așa se spune și în românește, costau 3 euro masul ăsta. Încă o dată de spanac. Salam ungheresc, că e ca salamul de Sibiu, eu lui Mateu, că îi place la nebunie. Aici am niște sfeclă roșie, din asta deja fiartă, fără alte minuni adăugate și n-am mai mâncat de mult. Mi se pare că am văzut la Ioana Dumitrescu și mi-a venit apă în gură și am zis că să mănânc și eu. Pastea aia nu le faci în tigaie, nimic, le scoți de aici, le tai, pui un pic de sare pe ele și mănânci. Și... mama și-a luat două iaurțele din astea cu cafea. Și mai avem pe aici o altă gasă de brânză. Și mama a vrut să
vrea să facă un tort din ăla rustic și a luat niște paste din astea brize, că e la post și n-are lapte, n-are din astea în ea. Asta e pasta sfoglia, nu știu, de-aia multe etajate, așa. Asta tot brize și asta sfoglia. Cam astea a fost cumpărăturile de astăzi, adică am intrat numai pentru avocado, care nu l-am găsit, deci nu am luat avocado, și pentru șunca aia de dimineață și m-am ales cu... Stai să vedem cât am cheltuit. Am intrat doar ca să iau avocado și piept de pui și am ieșit cu 68 de euro de cheltuială. Sper că video-ul v-a plăcut, dacă aveți întrebări, lăsați-mi în info box. Nu uitați să vă înscrieți și pe al doilea canal de vloguri, Janina Italian Style 2.0. Avem și canale în limba italiană, Janina Italian Style 3.0. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și mai ales să dați un like și să vedeți cum am slăbit eu 23 de kg. Găsiți linkul în info box.